Ceea ce am asistat astăzi a fost, în primul rând, o solidarizare în cadrul Uniunii Europene. Pentru că până atunci, exact, a fost și emoții. E normal să fie emoții în asemenea context. Deci n-am cum să-l definesc altfel. Și faptul că toți membrii Uniunii Europene susțin poziția Ucrainei, acesta înseamnă foarte mult. Dincolo de tot simbolismul și semnificația pe care o poartă. Este adevărat, aderarea la Uniunea Europeană implică un proces îndelungat. Ceea ce a fost acum se mizează că această cale va fi un pic mai scurtă. Dar trebuie să fim realiști cu picioarele pe pământ. Avem un război în statul vecin. Și cum au spus și domnul Antoi și domnul Cibotaru, într-adevăr, luptele se duc acolo în teren. Iar susținerea Uniunii Europene înseamnă și asistență tehnică, și asistență militară, și de infrastructură mai repede, dar aceasta contează foarte mult, pentru că până atunci nu a fost pentru țările din Europa de Est. Parteneriatul Estic. Parteneriatul Estic, da. Dacă cum se reflectă asupra Republicii Moldova? Păi bine, intrăm și noi la pachet, pentru că noi suntem țara care primim refugiații din Ucraina, da? Trebuie să... Ce înseamnă suntem la pachet, ca să explicăm asta? Deci, Republica Moldova ar beneficia de acest suport? Trio de asociere. Exact, asta vreau să menționez, că Republica Moldova, Ucraina și Georgia sunt unicele țări din cadrul parteneriatului estic, unde mai face parte și Armenia, Azerbaijan și Belarus, Belarus care și-a suspendat calitatea, da? Suntem trei țări care avem un acord încheiat cu Uniunea Europeană. Avem o agendă de asociere, avem un anumit plan de acțiuni pe care trebuie să-l realizăm, cunoaștem, nu vreau să deschid parantezele, da? Odată ce se oferă, să spunem, perspectiva, da, adică de aderare pentru una dintre țările respective, adică fie, în cazul dat, Ucraina, asta ar însemna că trebuie să ofere și Republicii Moldova și Georgia, pentru că noi toți suntem ancorați în acest proces de integrare în integrare Uniunea Europeană, da? Și pachet e mai ușor, exact. Să ofere asistență. E minunat. Explicația asta este suficientă. Haideți să mergem mai departe, pentru că avem multe aspecte. Dar nu vreau să duc în confuzie societatea Republicii Moldova și nici să demoralizez pe cei care ne urmăresc, da? Suntem ancorați în acest proces și avem mult de făcut și trebuie să fim cu ochii pe procesele care se întâmplă, pentru că ele se întâmplă de la, nu știu, cred că de la oră la oră.